Domnul viceprimar, dacă aveți amabilitatea să ne spuneți și nouă un punct de vedere vis-a-vis de încercarea eșuată a domnului primar de a vă schimba din funcția de viceprimar. Ce vă miră? Nu mă miră nici pe mine, nu trebuie să vă mire nici pe dumneavoastră, sau știm cu toții că primarul chiar de foarte mult timp încearcă să mă schimbe, încearcă să mă înlăture, încearcă să mă scoată din primăria Săcălas, pentru a nu vedea eu multe ilegalități pe care le face dânsul în primăria Săcălas. Presupuse ilegalități. Presupuse, putem spune și așa. Nu cred că e normal, nu cred că e moral ca în 2023 să dai bani să scapi de viceprimar. De viceprimarul care își face treaba, care răspunde la problemele cetățenilor. Să umbli pur și simplu, să-l dai jos și să mituiești pe alți colegi din Consiliul Local. Mi se pare normal așa ceva. Ce mă surprinde pe mine e că unul dintre colegii din Consiliul Local, adică mâna dreaptă a primarului, a fost la câțiva dintre consilierii care nu au votat acel proiect de demitere a viceprimarului și a încercat să-i mituiască. Adică ce a făcut dânsul? A luat telefonul, i-a chemat afară la poartă, i-a scris pe telefon, ai 8.000 de euro să demitem viceprimarul. A doua oară ai 10.000 de euro să-ți dai demisia din Consiliul Local. La alt coleg ai 5.000 de euro să-ți dai demisia din Consiliul Local. Adică n-a făcut-o cu voce, n-a discutat, doar i-a scris pe telefon. Asta vrem să vă întrebăm, viceprimar. De ce i-a scris pe telefon și nu i-a spus pur și simplu? Ca să nu fie înregistrat. Ca să nu fie înregistrat, să se dea în spațiu public. Deci dumneavoastră spuneți că au început să se vehiculeze sume de bani în ideea de a fi cumpărați unii consilieri care să voteze pentru demiterea dumneavoastră? Exact asta am spus. Am vorbit cu colegii mei și mi-au spus aspectele astea.